prăjitură în direct. Uitați cât este de moale și de pufoasă. Iată-ți. Așa arată în interior. Este foarte, foarte bună. Simplă, se face repede, fără cuptor. Este foarte bună. Bună ziua! Bună ziua! Astăzi o să facem o prăjitură, fără coacere. Ia uitați. Așa o să arate. Este cu biscuiți, cu cafea și cu frișcă. Și am pus puțină cacao deasupra. Ingredientele sunt simple. O să avem nevoie de biscuiți. Biscuiți simpli. O să avem nevoie de cafea. O să avem nevoie de o formă de acest tip, unde o să construim prăjitura noastră. O construim direct în formă. Foarte simplă. O să avem nevoie de nes, pliculețe de nes, puțin zahăr, apă fierbinte, cacao, de frișcă. Ia uitați, eu deja am, ca să nu mai fac gălăgie, am untat-o. O să mai avem nevoie de forme, ia uitați, de dulgări. Și am să folosesc aceasta. Ia uitați, nu știu dacă se vede. Acestea sunt din plastic, am o siringă, ia uitați. O siringă, am umplut-o cu frișcă, ca să fie gata. Nu știu dacă se vede. Este zimțată și pe o parte și pe cealaltă. Ca să dăm, formă la prăjiturică așa deasupra, nu știu dacă se vede. Cam de atât. Cine nu dorește să pună nes, să pună cafea, poate însiropa biscuiții cu apă, zahăr și puțin rom și cu ciocolată sau Nutella, cremă în borcanel pentru copii. Eu am să fac un nes astăzi. Și o să începem pentru cremă să facem. Aici am spuma de cafea, care am făcut-o mai devreme. Și cine dorește, o poate face într-o sticlă de plastic sau dacă nu, o mixează. Este mai ușor de mixat. Așa am făcut eu un păhăruț mixată. Și să vă arăt cum. O punem aici în interior, o să punem cafeaua. Aici am să folosesc două pliculețe mici de nes. O porție. Un piculeț are 1,7 grame. Și am să folosesc două. Și am să pun sau într-o sticlă de plastic sau într-un vas și le mixați cu mixerul, că zbătând durează. Și o să punem un piculeț de nes și mai luăm încă unul. Este foarte, foarte cald. S-a deschis și geamul. Foarte cald. Și mai punem încă un pliculeț de nes. Două. Două pliculețe de nes. Apoi, o să punem zahăr. Și o să punem cam 2-3 lingurițe la pachetelul de nes, la pliculeț. Și o să pun 1, 2, 3 am să pun. 3 de zahăr la pliculeț. 3, 4, 5 și 6. 6 lingurițe. Acum am să pun apă fierbinte. Rețeta o găsiți și pe canalul meu de YouTube, la spuma de cafea. Și o să punem un pahar, o să punem apă fierbinte. Tot așa, o să punem câte 2 lingurițe sau 3. 1, 2, 3, 4. Am pus 2 lingurițe de apă fierbinte la piculețul de nes. Și acum putem pune capacul. Eu aici am niște găurele și am să pun un pic de stanior.
apoi am să pun dopulețul și începeți. Tan, 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 să vă jucați. Așa durează mai mult. Dar dacă faceți cu mixerul, durează mult mai puțin. Și o să iasă așa ceva de genul acesta. Spumița noastră de cafea. Să vedem cât o zbatem. Și dacă iese. Eu fac spuma de cafea cu apă fierbinte. Și nesul, tot la fel. Pun apă fierbinte. Și când îmi fac nes, cât nes pun, atâta zahăr. Pun o linguriță de nes, o linguriță de zahăr. Două lingurițe de nes, două lingurițe de zahăr. Așa, ia să vedem. Să vedem ce a ieșit. Încă mai trebuie mixată. O să o facem cu mixerul, ca să se facă mai repede. Doar una singură, o paletă. Vedeți că încă nu este gata, nu știu dacă se vede, nu se vede. Nu este gata. Încă mai trebuie. Vezi? A început să se facă spumica. Numai că fac mare zgomă. Vedeți că s-a făcut? Ia uitați. Spumica de cafea. Acum. Aceasta este prăjiturica, vedeți? Să o punem aici în față, să vedeți ce facem noi astăzi. Așa, aici avem cafeaua, biscuiții, avem și frișca. O să punem cafeluța într-un vas. Cafea mai lungă, fără zahăr, că biscuiții sunt deja dulci. Aici o să punem puțină frișcă și cunes. O să amestecăm. Amestecăm după gust, cât de concentrată vrem crema cu cafea. Și o să punem un pic de frișcă. Și un pic de cafea. Și amestecăm încet. Amestecăm încet. Ia să dau cafeluța aici. Să se vadă ce fac. Gustați, gustați să vedeți cum vă place. Prăjitură la rece. Puțină
frișcă, cafea. Pentru copii, optați pentru ciocolată sau Nutella, o lingură, două, puneți în frișcă. Și însiropați biscuiții cu sirop de zahăr și cu puțin rom, cu esență. Crema este gata, cafea o avem. Am să montez direct pe această tavă. Să-mi fac loc. Am eliberat puțin aici. Și acum avem formă. Ia uitați, o formă din aluminiu. Avem biscuiții, o să-i dăm, îi băgăm în cafea și îi scoatem imediat. Avem biscuitul, îl dăm prin cafea. Și îl scoatem, nu mai mult. Și îl așezăm aici în interior. Să punem aici într-o parte, ca să mai punem încă două alături. Acum, locul gol care ne-a rămas, o să rupem biscuitul. Băgăm repede în cafea. Scoatem și îl așezăm aici. În locul rămas liber. Ne-a mai rămas un triunghi micuț. Dăm prin cafea și punem în locul liber. Acum o să punem din cremă în interior. Cu linguriță o să apăsăm. Cam multă. Așa. Acum luăm alt biscuit, îl dăm prin cafea, îl scoatem și îl punem în... Este crema. Împărțim în două, dăm prin cafea și punem aici. Și facem al doilea strat. Și un sfert o să-l punem aici, din biscuit. Acum, mai punem puțină cremă. Întindem. Și punem alt strat de biscuiți. O să punem în partea aceasta, acum, biscuitul. O jumătate. O punem, așezăm aici. Și mai avem nevoie și acum rupem în două un sfert și așezăm. Acum mai punem încă un strat de cremă de cafea.
Eu am dat-o puțin la frigider. Am dat-o puțin prăjitură, așa trebuie să arate. Ia uitați, am să pun aici alături. Am dat-o la frigider. Am să încerc să o scot. Să vedem dacă reușesc acum, imediat. O să împing puțin. Am scos. Acum o să decorăm. Mi-am pregătit aici puțină frișcă și am să folosesc această formă. Am o siringă. Am să pun căpăcelul, vârful și o să decorăm așa. O să ne ajutăm cu această siringă. Așa, să schimb vârful și am să-l pun pe ăsta rotund, așa, rotund. Și o să facem modelul, îl faceți cum doriți. Acum am să pun puțină cafea. Cafea, cacao. Aici. Așa, cu degetul. Încet. Prăjitură. Ia uitați, aceasta am făcut-o mai devreme. Prăjiturigă. Hai să vedem cum arată. Ia uitați câte se demoale. Cu biscuiți. Bună. Aceasta am făcut-o mai devreme ca să se mai discute. O să mai facem încă una. Tot la fel, o să punem într-o formă de... într-un inel pătrat. O să punem așa aici. O să dăm biscuiții prin cafea. Avem cafeaua și o să dăm biscuiții și o să-i punem aici în inel. Acum o să rupem în două ca să golurile rămase să le umplem. Aici. Acum o să punem din cremă.
de frișcă. O să întindem înăuntru aici în el. Sunt 3 straturi de biscuit și 2 de cremă. Mai punem încă un strat de biscuit. O să punem în partea aceasta acum biscuitul întreg și jumătățile aici. Facem prăjitură. Prăjitură la rece, cu cafea, cu frișcă. Cine nu dorește cafea poate pune cremă de ciocolată. Am pus cam multă. Pentru copii. Pentru noi adulții o să punem cafea pentru cine dorește. Am făcut spumica de cafea. Haideți să facem un pachet de biscuit. Nu reușesc să-l desfac. Dăm biscuitul prin cafea. Pentru copii puneți apă cu zahăr și cu puțină esență. Aceasta este prăjitură pentru adulți. Am rupt biscuiții, mai punem încă un strat. Și acum mai punem cremă de frișcă. Acesta este ultimul. Am pus cam multă. Și umplem aici. Să încercăm să scoatem și aceasta încet și cu mare grijă. S-a lipit. Așa. Mai punem încă un inel. O să punem biscuiți. Acum o să punem din cremă. O să întindem. Punem alt strat de biscuit, îi dăm din cafea.
Eu l-am găsit biscuiți mai mari. Și fac cu aceștia care i-am. Dăm prin cafea. Punem al doilea stratul de cremă. Acum punem al treilea strat de biscuiți. Și ultimul strat de cremă. Întindem. Ia uitați, cu aceasta o să o pun deasupra. Și încet, încet, cu mică presiune, am să scot. Încet, încet, să se dezlipească. Acum, ia uitați. Acum nu ne rămâne decât să le decorăm și să le dăm la frigider, la rece. Am o siringă unde am pus frișcă. Și să începem să decorăm. Am revenit, internetul a căzut. Iată-ți, prăjituri făcute în direct, live. O bunătate la rece. Ați văzut? Ce puțin timp. Așa arată prăjiturica. Rețeta la spuma de cafea o găsiți pe canalul meu de YouTube. Se face cu apă fierbinte. Pentru copii, prăjitura o puteți face în loc de cafea, să puneți, să însiropați biscuiții în apă cu zahăr și cu puțină esență, puțină esență de rom, de vanilie. Și în loc de spumă de cafea să puneți un pic de ciocolată sau Nutella, puneți o lingură, două, după gust. Și spuma de cafea se pune tot după gust. Aceasta este prăjitura, prăjitura în direct făcută. Am făcut-o mai devreme, trebuie lăsată un pic să se înmoaie biscuiții, făcută foarte ușor. Ia uitați, prăjitura în direct. Ia uitați cât este de moale și de pufoasă. Așa arată în interior. Este foarte, foarte bună. Simplă, se face repede, fără cuptor. Cu căldurile de acum. Este foarte bună. Sper să vă fac poftă, ca să o faceți și voi. De Facebook. Prăjitură simplă, bună și gustoasă. Vă zic frumoasă tuturor și seară plăcută vă doresc. La revedere, vă pup dulce. O seară frumoasă. Copici.